Hai că l-am ratat pe ăla. Aoleu, aoleu, ce cap i-am dat la ăla. Aoleu, dar ce ai făcut, bossule? Salutare, prieteni, bine v-am găsit la un nou episod de CSGO. Astăzi o să ne facem un warm-up aici pe un server foarte mișto. Vi le recomand și vouă, o să vă arăt cum se face warm-up, adică probabil știți. Așa că hai să intrăm. Ah, super, era full. Ok. Bine că am putut intra. Se pare că serverul e foarte full. Și aici veți avea cei mai buni jucători. Este un server tip FFA, ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel. Unde poți omorâ chiar și cu echipiere, adică cum ar veni la cash la tier, poți omori și teroriști, fiecare pe cont propriu. Și e foarte bine să joce pe astfel de server pentru că se îmbunătățește foarte bine aim-ul, să zic așa. Și hai să vedem. Suntem la... Am înțeles. O să... Era fain dacă puteam să jucăm la arme, dar se pare că nu. Hai că am tras și eu dacă e. Oricum aici sunt doar jucători buni, prieteni. Mamă, ce cap am dat la ăla. Și se aude zgomotul ăla, adică e mișto serverul. Ok. Trebuie să fii foarte rapid. Și un ușor și nici nu mai știi de unde trage. Adică e mișto, mișto rău serverul. Vi le recomand și vouă. O să las și în descriere. Adică, na. O să las IP-ul ca să vă conectați puțin mai ușor. Ați văzut și voi ce capări am primit. Adică sunt foarte buni. Trebuie să fii și tu la fel de bun, dar aici poți să exersezi și să joci mult mai bine. Aha, n-am nicio șansă. Deci e spraf. Dar vreau și eu cu acau. Mamă, ce capări îmi dau băieții ăștia. Ok. Ok. Am înțeles. A, dacă dădeam și noi un flick, era ceva. Nu știu de unde mi-a dat, de sus, ok. Mama, na, ce joacă băieții ăștia, de ce? N-ai cum să o dai. Nu pot să cred, nu vreau și eu un AK, deci am prins și eu exact la pistoale. Nu pot să cred și nu știu când se schimbă, adică durează puțin. Mama, na, nu-ți dă șanse băieții ăștia, adică trebuie să-i prind numai pe time. Ia uitați, ia uitați cum ratez. Ok. Ok. Nu, nu pot să joc la pistoale, nu știu de ce. Ia uite, ia uite-l pe ăla. Îl cheamă Geden Ahmed. Ce sunt chestiile astea? Nu pot să-mi dau seama. Nu, îmi dă la mea. Nu pot să cred, nu pot să cred, deci trebuie să fii foarte atent, dacă e foarte aproape de tine. Ce face bossul ăsta, nu știu. Mamă, na, de ce nu ia cap, frate? Hai că ai murit. Hai zi, dacă facem și noi 20 de like-uri și 20 de kill-uri, deci până facem 20 de kill mai avem nevoie de 10 și o să închidem acest episod. Și dacă mai vreți, o să mai facem astfel de episoade. E foarte bine, o să ne facem un warm-up. Și da. Poate prindem și noi cu AK-ul, că pe pistoale suntem rău. Mamă, na, na, nu-ți dă șanse ăștia, deci sunt experți. Ia bă, ca bă, bulanciule. Bine, că sunt tot român, cred. Normal că sunt, că e server de români. Așa cred. Ia chiar că sunt curios. Nu știu, eu de mult sunt pe serverul ăsta, se pare că nu. Abar nu am, în fine, nu contează asta. Important e că îți faci warm-up-ul foarte bine, dai de jucători buni și aici îți poți testa cât de bun ești tu. Hai că l-am ratat pe ăla. Aoleu, aoleu, ce cap am dat la ăla. Aoleu, dar ce ai făcut, bossule? Ah. Nu!
Mamă, cum am murit. Ce ai făcut, tată? Vreau să fac așa un ace. Câte kill-uri avem? Mai avem nevoie de 2 kill-uri. Dar se va schimba, se va schimba arma, cred. Cred că o să mai jucăm puțin, deci o să fie un episod puțin. A, nu, nu îmi place. Deci urez chestia asta. Mi-a dat cu scout-ul, nu pot să cred. A, ok, mi-a dat FAMAS-ul. O să luăm FAMAS și Deagle-ul. Ok. Hai să vedem. Mai jucăm puțin. Altă treabă. Mamă, ce cam mi-a dat Dark Fanta, îmi cheamă. Hai să vedem. De ce sunt în stare? Mamă. Vreau și eu 1 vs 1. Dacă se poate. 1 vs 1. Ai, m-a luat din spate, fraier. Mamă, de ce? N-au șanse, băieții. Adică când îi pe armă, nu le dau șansă. Sunt foarte, foarte expert pe armă. Bine, doar când am și echipă. Dacă nu am echipă, nu pot să mă joc eu cum trebuie. Aoleu, ce cap am primit. Ăla are Galil. Stați așa să dau și un cap cu Deagle-ul. Vreau să văd cum e să dai cap cu Deagle-ul. Ok. Nu mai joc cu Deagle-ul veci. Și unde m-a teleportat? Nu pot să cred. Da, nu, 1 vs 1, nu mă întrece nimeni. A, decât de când sunt scăzut cu artele la viață și când îmi dă acest spawn. Da, am făcut 2, pe cât să mai iau? Aoleu, aici am pierdut 1 vs 1, am jucat rău. Mamă, na, de ce îmi dă spawn-urile astea? Adică, unii mă spawnează. Nu pot să cred cum l-am ratat pe ăla. Trebuie să fii bun, să dai numai cap aici. Ceva de genul. Deci când o să ajungeți să faceți vreo 500 de babe, adică îmi facă eu 140, să facem un scor când ai bun. Eu am 32 cu 38, l-am foarte rău, adică eu nu sunt bun, sunt un jucător foarte rău, pentru că am 32 și am murit de mai multe ori decât am omorât. Adică trebuie să omor mai mult, știți? Să aveți un scor foarte bun. Trebuie să faceți câte 3 și să muriți odată. Ați înțeles? Cam asta e tactica. 35 cu 39. Și da, cam ăsta, cred că... A, acaul. Exact acum mi-a dat și mie acaul. Hai să jucăm puțin și cu acaul. Cu acaul chiar că nu mă întrece nimeni. Hai să mai jucăm puțin și cu acaul. Da. Mama, trebuie să te miști foarte repede. Dominating. 40 cu 44. Hai să facem și noi un scor bun măcar. Nu pot să cred cum l-am ratat pe ăla. Mamă, ce camera, da, bulanciu. Nu mai facem scorul de la bun deloc, că avem 40 cu 47. Dar dacă mai aveți astfel de episoade, nu uitați, prieteni, de like, share și subscribe. Eu sunt Medica, iar noi ne vedem în următoarele episoade de CSGO. Pa, pa!